Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, a organizat și desfășurat în această săptămână etapele locale ale concursurilor cu cercurile de elevi, prietenii pompierilor și cu Viața mea, apăr viața. Atenție, start! Atenție, asigurați! Atenție, plecați! Concursul Prietenii Pompierilor a constat într-o probă teoretică și două probe practice, pista cu obstacole și ștafeta de 400 de metri cu obstacole, iar cel cu tematică de protecție civilă, cu Viața mea, apăr viața, într-o probă teoretică și una practică, transportul asistat al unui accidentat așezat pe targă, pe distanța de 50 de metri. Această activitate se desfășoară anual, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, desfășoară anual concursurile cercurilor de elevi Prietenii Pompierilor și cu Viața mea, apăr viața. Astăzi ne aflăm aici pentru a desfășura etapa zonală a acestor concursuri, la care s-au prezentat aproape 20 de școli din ciclul liceal și gimnazial, care vor desfășura probe sportive, dar și probe teoretice, iar copiii clasați pe primele locuri se vor prezenta la etapa județeană, care va avea loc peste o lună tot aici, pe stadion. Cele două concursuri au reunit la start echipaje de elevi atât din ciclul gimnazial cât și liceal de la unitățile de învățământ din județul Mehedinți. Aceștia spun că s-au simțit extraordinar la acest concurs și că sunt pregătiți să dea tot ce este mai bun pe teren, dar și la proba teoretică. Să-mi spui cum te numești și de la ce școală vii tu? Mă numesc Petriș Sara și vin de la școala Șerban Cioculescu. Cum te simți astăzi la acest concurs? Mă simt foarte bine, sunt încântată și sper să participăm. Am înțeles că ați avut proba teoretică și urmează cea practică. Da. În ce constă aceasta? Însărirea pe un șanț. Trebuie să sărim peste un gard și să mergem pe sub un tunel, pe bârnă și să ținem o țeavă, să dăm la pompă și cam atâta. Mă gândesc că nu ți se pare dificil în contextul în care tu practici lupte libere și mișcarea o faci zilnic. Da, nu mi se pare dificil. Înțeleg că te-ai antrenat pentru acest concurs. Da. Mă numesc Privlescu Roxana Gabriela și am 11 ani. Și văd, Roxana, că astăzi particip la o activitate inedită. Cum te simți? Foarte bine. Este pentru prima dată când participi? Da. Și cum te-ai pregătit tu pentru acest concurs? M-am antrenat și sunt pregătită să câștig. Concursurile se organizează anual cu elevii și au un caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor, fiind organizate în scopul dezvoltării capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu. Mă numesc Muschi Octavian Petreconel, sunt de la școala George Doștița și am 12 ani. Cum ai aflat tu de acest concurs sau cine te-a îndrumat către el? Profesoara de română. Și cum ți se pare această activitate? Foarte mișto. Te-ai pregătit mult? Da. Și în ce constă acest antrenament? Însărirea obstacolelor și răstogolirea pe iarbă. Am înțeles totodată că tu faci și fotbal, deci ești pregătit. Da. Antrenamente multe, să înțeleg. Da. Și cum te simți astăzi? Ești în formă? Te simți pregătit pentru acest concurs? Da. Etapele locale s-au încheiat astăzi, 28 aprilie, când au fost desemnate ultimele echipe participante la etapa județeană a concursurilor dedicate elevilor. Echipajele clasate pe primul loc în urma competițiilor locale organizate în localitățile Baia de Aramă, Pânjumare, Strehaia și Drobeta Turnu Severin se vor întrece în cadrul etapelor județene, ce se vor desfășura în perioada 22-23 mai pe stadionul Angelescu din Drobeta Turnu Severin. Prin participarea la aceste concursuri se urmărește formarea atitudinii de solidaritate și de implicare voluntară a elevilor în acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență, dar și dezvoltarea în rândul acestora a unor trăsături comportamentale, cum sunt curajul, disciplina, spiritul de echipă și corectitudinea.